Lăvii să fie în numele Domnului. Ne apropiem de Cuvântul Domnului, închidem toți telefoanele, că mă deranjează, și să ne deschidem inima la Cuvântului Dumnezeu, să ascultăm Cuvântul Domnului. Dimineața asta Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre cea mai mare minune care a avut loc în istoria Bisericii de după cinzecime, și anume convertirea lui Saul din Tars. Un om care a avut cea mai mare influență asupra bisericii în afară de Isus Hristos. N-a fost niciun om în istoria bisericii afară de Hristos care să influențeze mai mult viețile noastre și inimile și bisericile Domnului ca Apostolul Pavel. Dar Apostolul Pavel se demască singur cine a fost el înainte. Noi ne place să citim cele 13 epistole sau chiar 14, dacă e și evrei o punem pe seama lui Pavel. Ne place să citim epistolele Harului. Omul ăsta dă har. Cu adevărat a cunoscut Harul lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Pavel însuși se demască și zice eu n-am fost așa. Ăsta a fost un lup a pe care Dumnezeu l-a transformat în oaie și a dat și calități de păstor. Și asta numai Duhul Sfânt a putut să facă transformarea asta. Ăsta a fost un Hitler a creștinilor. Omorau oameni. Pe haina lui era sângele lui Ștefan. El păzea hainele celor care omorau pe Ștefan. Și rânja cu un râs în de la urât. Da, în sfârșit a murit și sectantul ăsta. Omul ăsta au dus oameni și o legat. Zice Biblia, fapte 22 cu 4. Uitați cum, cum, spune el. Zice, am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preoși și toți soborul bătrânii sunt martori. Uitați-vă la 22 cu 6, unde Biblia spune așa, fapte 22 cu 6. Spune Biblia, când eram pe drum și mă apropiam de Damas, deodată pe la mează, a strălucit în jurul meu o lumină mare, o lumină mare din cer. Acolo el mărturisește, 26 cu 9. Biblia spune așa, și eu ce drept? Credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Hristos. Și ce-au făcut? A aruncat în temniță pe mulți sfinți. Galateni 1 cu 13, Biblia, că făceam prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Auz? Nu mă gândesc, frate și soro, de multe ori, dacă am cunoaște partea acea întunecată a oamenilor prin care ne-am întors noi la Dumnezeu. Lui Pavel nu-i rușine să spună, uite, ăsta am fost eu, făceam prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Mai mult el spune 1 Timotei 1 cu 13, zice așa, eu înainte, eram un hulitor, un prigonitor și un bajocoritor. Cât curaj! Dar zice, am căpătat îndurare. Am căpătat îndurare. Și în această dimineață vreau să vă spun, indiferent cine este aici și ce parte întunecată are în viața lui, dacă Dumnezeu a putut să dea îndurare unui hulitor, unui criminal, unui bajocoritor, unuia care a luat oameni și a băgat în temțe și voia să-i forțeze să blasfemieze numele lui Iisus Hristos. Vreau să spun că trecutul tău nu poate să înfrângă harul lui Dumnezeu. Dumnezeu te poate ierta. Dumnezeu te poate ridica din orice groapă a disperării. Harul lui Dumnezeu dă aripi să ieși din groapă. Și nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Și Pavel este o mărturie a Harului Dumnezeu, de aceea el a scris roman și galateni, preamărind într-un mod special, Efesen, Harului Dumnezeu, de ce? Pentru că omul ăsta cu adevărat a fost în, în groapa disperării, în groapa păcatului, dar Dumnezeu i-a dat Har. Și el spune, dacă pe mine m-a iertat Dumnezeu, să luați pildă, dacă pe mine m-a iertat Dumnezeu și m-a putut folosi ca pe un vas ales, Dumnezeu te poate folosi și pe tine. Dumnezeu vrea să te restaureze și pe tine, lăudați să fie numele Domnului. Cine a fost Pavel? A fost așa cum ați auzit un băiat care s-a născut într-o familie înstărită. Mama lui a murit și la 9 ani de zile a rămas orfan de mamă. A rămas cu taică o care era bogat. Știa să facă corturi șmechere și făcea bani mulți. L-a învățat și pe fiul său. De la 13 ani de zile l-a pus în corabie și l-a trimis din Tarsus Ciliciei, l-a trimis la Ierusalim să învețe la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel a fost nepotul celui mai mare învățător, Hilel, care murise cu câțiva ani de zile înainte, a trăit 100 de ani, școala lui Hilel. Gamaliel era nepotul lui. Și s-a dus la acest Gamaliel ca să-l învețe, să disece textele Vechiului Testament, legea lui Moise. A învățat să, să facă exegeză pe text, să vrea să, să vadă ce vrea să spună autorul acolo. Omul acesta a învățat să expună cuvântul lui Dumnezeu și nu numai atât. A fost un avocat, un apărător al legii lui Moise. a învățat să polemizeze cu întrebări, cu răspunsuri, debate cu alte cuvinte. Era pe val. La 30 de ani de zile avea două doctorate în teologie. Deja începuse să crească, să crească mai mult și mai mult. Îl aștepta Sinedriu, parlamentul din vremea aceea. Și omul acesta, zice Biblia, cuprins de o râfnă sfântă pentru datinele strămoșești, s-a uitat la noua, noua sectă, cum spunea el, creștini. Și zice, trebuie să moară. Dar de ce? Pentru că ăștia se uită la Iisus că e mare profet. Că ăsta e Mesia. Ce Mesia, zicea el? Iisus e mort. Bun, bun, dar cum să fac minuni? Satana face prin ei minuni. Bun, dar cine e Iisus ăsta? Iisus, Hristos e un profet fals care a fost blestemat pe lemn. Când deuteronom spune Biblia, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pe cum poate un blestemat să fie Mesia? Înseamnă că ăștia sunt niște sectanți și secta asta trebuie să fie eliminată. Să ținem tradiția iudaică cea a lui Moise. Și cuprins de aceste, de aceste lucruri în inima lui, a început să meargă, să vâneze creștini. Pentru că oamenii aceștia preamăreau pe cineva care în capul lui Saul din Tars era un blestemat care stătea pe cruce. Și Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu el pe drumul Damascului. A mers de la Ierusalim până la Damasc, 160 de kilometri. Gândiți-vă ce energie avea omul ăsta cu armata după el. 160, adică un drum de aproape șapte zile, să meargă datorită persecuției creștinii sau împrășteat peste tot și la Damasc era un centru mare unde se adunau creștinii. Și au zis, merg până acolo, frate, și iau, îi leg, pe omor, îi fac să blasfemieze numele lui Iisus Hristos și o să-mi crească gradele și o să intru și eu în sinedriu. Și cuprins de această râvnă pentru datinele strămoșești a lui Moise. Omul ăsta, zice Biblia, sufla amenințarea și uciderea ucenicilor Domnului și s-a dus la marele preot și a cerut scrisori să se ducă la Damasc, ca să-i aducă înapoi legați la Ierusalim. Prima chemare pe care Dumnezeu o face lui Saul din Tars și ne-o face și nouă, este chemarea la mântuire. Zice Biblia, pe când s-a apropiat de, de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui și a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saul, Saul, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? El a răspuns, eu sunt Isus." Cred că în momentul ăla i s-a schimbat teologia pe loc, pentru că și-a dat seama că cel pe care îl prigonea, de fapt, era viu în vecii vecilor. El a crezut că e un om blestemat. El n-a înțeles că blestemul legea a căzut asupra lui și că Isus Hristos trebuia să devină blestem ca eu prin credință, să moștenesc neprihănire prin credință. El n-a înțeles lucrurile astea. El lucrat din neștiință, necredință, spune Biblia. Și dintr-o dată își dă seama că cel, cel care a crezut că e mort, e viu, îi cunoaște numele. Și începe toată teologia lui să cadă la pământ și să-i și să deschidă Dumnezeu ochii inimii, să înțeleagă cu adevărat cine este Hristos. Trei decenii, 30 de ani de zile cât avea el aici, băiatul ăsta era în control asupra vieții, independent, arogant. Nimeni nu putea să-i controleze viața. Dar dintr-o dată dă de un adversar mai tare. Dă de Hristos, care poate să-l umilească, îl face să cadă în genunchi, îl face să-și vadă păcatele, îi zdrobește mândria, îi dă orbire trei zile. Și apoi îl face copilul lui. Vreau să spun ceva. Nimeni să nu se creadă prea tare. Băiatul ăsta, Saul, 30 de ani de zile, două doctorate, ce băiat, urca pe scara societății. Independent! Dar s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și credeți-mă că Dumnezeu ne poate smeri într-o secundă și nici măcar nu ne anunță. Nu o sau le vezi că eu o să, te, eu o să te întâlnesc undeva. Nu. Dumnezeu ne poate surprinde. Brusc a, apărat, a apărut Iisus Hristos cu o lumină puternică și l-a orbit. Frași și surori, dragi prieteni care suntem aici, Biblia spune, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că puterea este a cui? A lui Dumnezeu. Sunt unii oameni a satanei, care se uită la textul ăsta și zice, nu, zice, nu, zice. Sau din tar s-a avut așa o criză epileptică. Au văzut el o lumină, o căzut la pământ și au vorbit acolo și el. Asta e o criză epileptică. Ce satană e satana? E foarte simplu de demontat și arăta că asta nu e criză epileptică, ci e o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. De unde știu? Pe un om care are epilepsie, îi să taie filmul, și pierde discernământul. nu mai cerebral. Dar uitați aici, ăsta cade cu fața la pământ. Iisus vorbește, saule, saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Ce să fac? Du-te acolo. Observați? Aici e rațiune, aici e logic, aici nu e... Nu e asta e o bajocorire. Și să știți că sunt anumiți așa teoloși liberali care nu cred în minuni din Biblie. Nu, no, asta e epilepsie. Nu! Epilepticii nu au discernământ când au criza aceea uite te câtă savoare, câtă bunătate, câtă logică, cât discernământ, câtă rațiune pusă pe jar aici. Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu care intervine într-un mod supranatural, slăvit să fie numele Domnului. Și ce face Dumnezeu cu acest aroganțel? Ce face? Îi zdrobește mândria. Și dintr-o dată se vede păcătos. Dintr-o dată se vede pe buza iadului și își dă seama că el e vrednic de pedeapsă, că a prigonit pe cel care de fapt este judecătorul lumii. Și dintr-o dată în disperarea lui, se vede în sfârșit, la 30 de ani, se vede disperat, se vede la pământ și zice, ce vrei să fac? Doamne, gata, realizez, tu ești viu, am crezut că ești mort. Ce vrei să fac, Doamne? Frați și surori, să știți că convertirea lui Saul n-a început aici. Asta e doar rezumatul. Pentru că Domnul Iisus Hristos se uită la el și îi zice Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu, ani de zile înainte, a încercat ca să-l aducă pe cale, dar a trebuit Dumnezeu să vină cu o orbire. Și abia după ce a orbit și după trei zile de orbire, a început să, să devină copilul lui Dumnezeu. Ce înseamnă, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Ce înseamnă țepuș? În vremea aceea, oamenii de la țară aveau un băț și la capăt era scuțit tare, un țepuș. Și dacă mergea cu boii la rad sau undeva și avea por, boi, deci nu mai voiau să meargă, să se miște, erau încăpățânați. Țăranii foloseau țepușul ăla și îi înțepa ca să i îndemne să meargă odată. Și dacă boul ăla nici cum nu voia și dădea cu piciorul, țepușul intra mai tare în el. Și Domnul se uită la el și de ce? E greu să arunci cu piciorul într-un țepuș, în îndemnuri care ți le-am dat înainte să ajungi aici până să fii orb. Că altfel cu tine nu se poate. Trebuie să intru cu picamărul în că tu nu înțelegi de bunăvoie. ți Ți greu de ce să dai cu piciorul într-un țepuș. Care a fost țepușul? Primul țepuș. Viața și cuvintele lui Isus. Ăsta era de vârsta lui Isus. Era contemporan cu Isus. Isus tocmai se înălța, și el are 30 de ani, Isus la 33 de ani, clar că l-a prins. Deci, imediat, el era acolo. Cu siguranță, fariseul ăsta, tăurașul ăsta în care clocotea sânge de criminal, măcar că avea un metru 30, atât era de înalt. Dar avea o râsnă oarbă pentru legea lui Moise. Trebuia îmblânzit și Dumnezeu poate să îmblânzească, să îmblânzească oamenii sălbatici, să-i facă niște miei docil dacă vrea. Dar Dumnezeu nu vrea să te ducă până acolo la orbire, ca să înțelegi că, că El poate să facă ce vrea. Domnul zice, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un cepuș. Care a fost sepușul primul? Viața lui Isus. Ai asistat la predice lui Hristos ca nimeni altul. Și tu totuși ai zis, e fals Isus, e profet fals. Ai asistat la minunile lui și ai văzut cum scoate duhuri necurate. Și tu ai zis, fals, ăsta nu e de la Dumnezeu. Ai văzut viața lui curată, ai auzit că a zis, cine mă poate dovedi că am păcat? Nimeni n-a putut să îmi pune mâna pe vreo greșeală în viața lui Isus Hristos. Și cu toate astea, măcar că Viața, cuvintele, minunile, ți-au răscolit mintea și a zis, bă, dar cum se poate, mă, să fie de la satana și să predici așa minunat despre Dumnezeu? Și un țepuș și trebuia să te predai. Și ai zis, nu, ai mers împotriva ceea ce ți-am vorbit. Adu-ți aminte, al doilea țepuș de Ștefan, ei au zis predica. Ai văzut atunci când oamenii luau pietre să-l ucide? Ai văzut că n-a țipat? Ai văzut că n-a amenințat? Ai văzut cum o să avea față de înger și s-a rugat pentru vrășmașii lui. Și măcar că ai văzut toate astea, nu te-ai pocăit. Și tu erai acolo, păzeai hainele criminalilor. ți greu? Îți aduce aminte. Îți aduce aminte cum mintea ta a fost răscolită și ai zis, bă, deci nu poți să fie de la ce rău. Și deci, sunt oameni cerești, cum să se roage pentru vrășmașilor? De unde fața de înger? Și nici așa nu te-ai pocăit. Dar îți aduce aminte când ai luat, când ai luat bărbați și femei și ai legat și ai dus la Ierusalim și ai vrut să-i facă să, să... blesteme pe Iisus. Ai văzut ce față aveau? Ai văzut cum nu s-au lepădat? Ai văzut că au murit fericiți? Ai văzut că au cântat? Și nici asta măcar nu te-a făcut să îngenunchezi înaintea mea. le? de ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Pe păi tu când prigonești trupul meu, tu mă prigonești pe mine, că biserica e trupul meu. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus, pe care îl prigonești. Ți-e greu să arunci? N-ai răspuns la primul, la al doilea, la al treilea se puș. Chiar trebuie să intervin cu o lumină puternică în așa fel încât să-ți iau vederea, să te smeresc și să te zdrobesc până când nu mai pot și în sfârșit să zici ce vrei să fac, de ce n-ai spus de la început. Ce vreau să spun în această dimineață este că Domnul vorbește. n aștepta furtuna. Răspunde la îndemnurile alea. Poate ai o voință rebelă. Lupte cu ea! Și mă refer nu neapărat ca nepocăit, ci și ca pocăit. Ce să mai vorbim dacă nu l-ai pe Isus. Să-ți viața lui Isus Hristos. Cu siguranță poate o bunică te-a adus la biserică, poate un prieten ți-a spus, poate un verset ți-a venit în minte și o să oprește-te. Sau fă ceva și te-ai zis nu. Și e stat încăpățânat. Ce ar fi astăzi să-ți dai voința ta rebelă lui Isus Hristos? Și să n-aștepți, să n-aștepți o furtună, să n-aștepți o întâlnire radicală, bruscă cu Isus Hristos. Ca apoi să înțelegi că Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. În această dimineață, indiferent cine ești, spune Doamne, mă predau asie cu toată ființa mea. Nu mai vreau să stau în încăpățânare. Am de zile, ca și Saul din Tars, vreau să mă predau, Doamne, vreau să răspund la țepușul, vreau să răspund, Doamne, la îndemnurile reale. Nu mai vreau să fiu încăpățânat. Vreau, Doamne, să mă predau cu totul Ție. Lăuda să fie Domnul. Dumnezeu poate să ne smerească. Pe cei mai tari. Pe cei mai tari ca și Saul din Tars. Într-o secundă l-a făcut el docil. Mă rog ca Domnul să ne dea harul pocăinței și să răspunde în chemării Lui. Și Biblia că, tremurând și plin de frică, în sfârșit omul ăsta se pocăiește. Doamne, ce vrei să fac? În sfârșit are frică, se vede disperat. În sfârșit nu-i mai în control, și Hristos e în controlul vieții Lui. Ajută-ne, Doamne, să-ți dăm viața noastră cu totul ție și să ne pocăim înaintea Ta. N-aștepta suspect de leucemie. N-aștepta nu știu ce. Asta zice Biblia! Bunătatea Lui te îndeamnă la ce? La pocăință. Doamne, ajută-ne la asta. A doua chemare care o face Dumnezeu acestui Saul din Tars. Saul este numele evreiesc. Pavel este numele roman. Saul înseamnă dorit, Pavel înseamnă mic, că era mic de satură. A doua chemare pe lângă chemarea asta la mântuire este chemarea la slujire. Uitați și de ce Biblia. Domnul a vorbit lui Anania într-o vedenie, versetul 10. Era un ucenit numit Anania. Și Domnul a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns. Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Caută în casa lui Iuda pe unul zi, Saul, un om din Tars. Iată, se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el să-și capete vederea. Doamne, răspunsanea am auzit de la muz despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, Sfinților tăi în Ierusalim. Și aici are, are putere din partea preoților. Versetul 15. Dar Domnul le a zis, du-te, că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Este un vas ales să ducă numele meu. Deci după ce Dumnezeu te cheamă la mântuire, Domnul zice, te chem la slujire. Ești un vas care va trebui să duci numele meu. Mântuirea este prin credință, frați și surori, dar răsplata nu e prin credință. Răsplata e după faptă. Și când Dumnezeu te-a chemat la mântuire, Dumnezeu ți-a dat și daruri spirituale. Eu nu cred că în ceruri vom fi toți la fel de bucuroși. Nu cred lucrul ăsta. Nu cred că toți vom avea aceeași satisfacție în ceruri. Nu cred lucrul ăsta. Mântuirea, da, mântuiți, da. Vom fi în prezența aia de bucurie al Dumnezeu. Dar nu cred că toți vom avea aceeași intensitate. Și nu ar fi corect, probabil că răsplata e dată nu după credință, ci după faptă. Unii vor străluci ca soarele, alții ca luna, alții ca stelele. Alții vor fi mântuiți ca prin foc, nici o răsplată. Se închide ușa după ei, de media 5. La unele le va da Dumnezeu 10 cetăți, la alții 5 cetăți, la alții o cetate. Adică tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu, ai venit la biserică, ai mai dat coleleul la colect, ai mai făcut ceva, așa viața ta, ai fost un zgârcoman. N-ai mers nici în misiune, dar nici n-ai ținut sfoara la misionarul ăla care s-a dus în groapă să scoată oameni de acolo. Nici n-ai ținut să susții, mă refer. Tu n-ai făcut nimic, fac altul. Și tu să ai aceeași răsplată ca alții care s-au zbătut pentru oamenii pierduți. Și au pierdut sănătate, bani, nume. Crezi că Dumnezeu nu-i drept? Dumnezeu ne va da după fapt. Mă gândesc la un om de 65 de ani de zile care ești în pensie și s-a dus cu Reinhard Bonche peste tot în Africa, pe banii lui, era pensionar. Și Bonche a zis, de ce vii tu cu mine de atâția ani de zile prin Africa? De ce ai pensie bună, poți să faci un conjurul lumii cu nevasta ta, ai poți? Și tu vii aici să dai boxe jos din tirul și să, și să aranjezi scaune și să... Și pe banii tăi stai la hotel. De ce faci toate lucrurile astea? Ești în vârstă. Bucură-te de viață. Și omul acela s-a uitat în ochii lui Bonche și a început să plângă și a zis Am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să mi sfârșesc viața în fața televizorului. Am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să mor în fața unui ecran. Și crezi că oamenii ăia care își-au pus pensia și banii și viața și tot ce au avut la piciorul lui Hristos vor avea aceeași răsplată ca unul care e Ok, zici, da, 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 sigur. Nu. No. 20% din membrii bisericii lucrează și 80% șomează. Și asta e o rușine. 20% se chinuie să meargă biserică și 80% consumatori. Ce-ar fi să descoperi darul spiritual? Să spui, Doamne, după ce m-ai mântuit, Doamne, tu, tu, mă vrei un vas ales? Să duc Evanghelia ta într-un fel sau altul. Nu pot, pot să fie la învon, dar descoperă darul care ți l-a dat Dumnezeu de încurajare, de dărnicie și fă ceva pentru Dumnezeu. Că nu viața ai. Dacă asta ți-ai fumat-o, ți-ai erosit-o, nu mai vine ca la jocuri, a doua, a treia șansă. Numai o viață ai și Domnul vrea să o trăiești la maxim pentru el. Slăvi să fie Domnul, amin? Uitați-vă la Anania, un om fără multă faimă, necunoscut, un erou uitat, am spune noi, nu? Și omul ăsta, zice Biblia, era acolo în Damasc. Și Domnul îi spune, scoală-te, du-te, pune-ți mâinile peste Saul din Tars, roagă-te să-și primească vederea botează-l, că e un vas ales clar, e ca și cum mai spune la un evreu du-te pe strada cutare Hitler acolo, rog-i pentru el normal că Anania, să zis doamne, dar cu, cum să mă duc? dar omul ăsta a făcut prăpăd, are putere din partea preotului eu îl înțeleg, umanitatea lui, nu? ce, ce, ce uman și Domnul înțelege lucrurile astea dar Domnul zice, versetul 15 nu mă mai contrazi du-te, căci este un vas ales versetul 17 Anania nu mai comentează Anania ce-a făcut? A plecat. Gata! Chiar dacă n-am toate detaliile, chiar dacă mi-i fric un pic, Doamne, dacă Tu ai spus, Doamne, eu mă duc. Și ascultarea l-a scos din obscuritate. Ascultarea l-a scos din lumea aceea, din spatele scenei. Și Dumnezeu l-a folosit ca să mântuiască pe acest sau din tarți prin care milioane de oameni au fost mântuiți mai târziu până astăzi. Nimeni să nu subestimeze lucrarea aceea a făcut în spatele scenei. Știți că Dumnezeu are nevoie de mai mulți anania în bisericii noastre? Știți asta? Oameni care să răspundă chemării lui Dumnezeu. Deci, eu nu pot fi Billy Graham. Nici nu trebuie să fi. Gândiți-vă la următorul lucru. Moody s-a întors la Dumnezeu când era la școala duminicală. Pentru că avea un învățător de școală duminicală pe nume Edward Kimball. Cine auzi de Edward Kimball? Și omul așa a făcut treaba cum trebuie acolo, la școala dominicală, a predat și a condus copiii ăia la Isus Hristos. Și Mudi a fost unul din copii care și-a dat viața lui Isus Hristos la școala duminicală. A pus sămânța acolo și prin Mudi un milion de oameni se întoarce la Dumnezeu. Ăsta e Anania, Edward Kimball. Ești învățător de școala dominicală, Ești ușier? Ești orice altceva? Fă-o cu credincioșie! Nici nu știi pe cine poți atinge. Fii un Anania! Mă gândesc, de exemplu, la Spurgeon. S-a dus la biserică pe o iarnă de aia geroasă cu zăpadă multă și trebuia să vină un evanghelist. Evanghelistul ăla o zice, dar nu mă duc, e prea mare zăpada. Nu. No. Și nu mă o mână de oameni acolo într-o bisericuță, nici nu mă duc, nici nu mă duc. Dar păi zice, nu, no, hai că mă duc și cu chiu cu vai s-a dus. Și când a ajuns acolo predicat, cine credeți că s-a întors? Tinerelul Sporgion, prin care Dumnezeu a mântuit sute, sute și sute de mii de oameni. De ce? Pentru că unul a ies din zona mea de confort. Fa lucrarea lui Dumnezeu care m-a chemat. În bisericuța aia? Ok. Și Dumnezeu acolo a găsit un Saul din Tars. A găsit acolo un mare predicator pe care Dumnezeu l-a folosit în toată Anglia. Și până astăzi Dumnezeu mânte oameni prin predicile lui. Frați și surori, să fim credincioși în lucrurile mici. Amin? Să fim credincioși. Ați auzit de Warren Worsby, Warren Worsby a fost cel mai mare comentator al Bibliei. Peste 4 milioane jumate de comentarii vândute. Cel mai bun comentator a Sfintelor Scripturi, homiletic vorbind. Și omul acesta era într-un liceu. Și acolo la liceul ăla trebuia să vină să prece un mare evanghelist. Era nu mai putut să vină și să nu mai pot să vină. Vă trimit, zice un tânăr pe nume Billy Graham. Nu era cunoscut, nimeni nu știa. Are răbdă, ce-i bun băiatul, să-l trimit pe el să predice. Și a venit Billy Graham și a predicat. Nimeni nu-l cunoștea. Și când a făcut chemare, cine a ieșit în față? Warren Worsby. Un tinerel de clasa 10-a plăpând. Și Dumnezeu a făcut din el director la Moody Institute în Chicago. Și Dumnezeu l-a folosit cu școlile care le-a avut și cu cărțile care le-a scris, că a influențat viața a sute mii și milioane de studenți. Fii credincios acolo. Fii anania acela. Fii credincios să în, în, în pătrățica ta. Și vei vedea că Dumnezeu îți va da răsplata nu după succes, ci după credincioșie. Amin, frați și surori? Avem nevoie de oameni de ăștia de Anania. Oameni din umbră care să lucreze, care să meargă. Și uitați versetul 17. Anania a plecat și acum ascultați. A intrat în casă și e extraordinar aici. A pus mâinile peste Saul și a zis, cred că a avut emoții, fr 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 frate Saul, nu-i să creadă că ăsta e frate cu el. Vă imaginați Încercați să, să vă imaginați un tăuraș de la lăsat liber pe străzile Damascului și a Ierusalimului, care făcea prăpăd și toată lumea tremura de el. Și dintr-o dată stă, numești tu frate. De ce? Zis Domnul. Frate Saul, Domnul Isus care ți s-a descoperit pe drum, m-a trimis să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am un cuvânt pentru biserică reveritor la slujitori slujitorii Domnului care vă slujesc și leviții nu sunt supermen. Avem și noi nevoie câteodată de Anania care să pună mâna pe tine, să zică Domn se binecuvânteze. A pus mâinile să te identifici cu slujitorii. Aș vrea să cred că slujitorii sunt oameni care totdeauna au fier în picioare și niciodată nu. Nu e adevărat asta. Avem nevoie de încurajare. Avem nevoie de oameni care se identifice, că prea mulți dau cu roșii și cartofi și cu e mail și cu comentarii. Zilnic șterg înjurături și înjurii de pe Facebook. Zilnic. Vă simun la ele oricum. Le șterg ca să nu rămân acolo. Încerc cât pot, că n-am cum să le șterg pe toate. Dar avem nevoie de oameni care să stea în umbră și să te încurajeze. Care să creadă în tine. Când alții zice, o, oh, Saul din Tarso, oi nu să fii omul ăla care să, să mergi să spună, o, oh, ăștia nu cred în tine, dar eu te cunosc, mă, eu cunosc viața, mă. Să pui mâina pe el. Câteodată avem nevoie să simțim piele. Știți, când o bunicuță și-a trimis nepoțelul și-a zis, du-te și te culcă. S-a dus și zice, bunii, dar eu vreau cu tine în pat. Păi, dar nu ne-a rugat și am spus că Domnul Iisus e cu tine. Ba da, de deci, ce? Dar vreau să simt piele. Că, vrea siguranța aia. Da, Domnul e cu noi, pot tot un Hristos care mă întărește. Dar mai avem nevoie și de un Anania care să pună mâna pe noi, așa -i? Să se identifice, să fie alături de tine, să ai un aron și hur care să se roge, să știi că cineva ține la tine. Rogați-vă pentru mai mari voștri. Susțineți oamenii aceștia. Pentru că există bătălii în privat, războaie în privat, grele pe care habar n-aveți ce războaie sunt. New levels, new devils. Cu cât Dumnezeu ridică pe cineva mai mult, cu atâta demonii sunt, vin mai puternic împotriva lor. Și avem nevoie de oameni care să susțină, de Anania. oameni care nu știi. Mă duc în Oltenia și zice, frate, Gabi, deci un frate în vârstă, vreau să spun ceva de când te-am găsit pe Facebook, zice, eu de câțiva ani de zile, în fiecare seară, eu cu soția mea, mă rog pentru tine. Și am zis, eu sunt ceea ce sunt datorită multor eroi necunoscuți. Oriunde mă duc, găsești oameni, din păcate, în vârstă mai mulți, care, zice, sunt alături de tine. Domnul să te țină! Mă enervează oamenii ăștia care îmi spun și ieri. M-a întrebat un slujitor. Frate, Gabi, mai poți? Mulți mă întreabă. Mai poți zice? bă, am numai 41 de ani, la jumatea vieții. Dacă Domnul nu îngăduie ceva. Cum adică mai poți? În loc să încurajezi, nu? Mai poți, ar vin, nu-ți gata! Și nu-ți gata, nu pentru că doar că stau în cuvânt de rugăciune. Sunt convins că sunt ceea ce sunt, datorită multor anania, necunoscuți, care nu-i cunosc, dar care se roagă pentru mine. Și vă mulțumesc tuturor care o faceți. rogați vă pentru cei care vă slujesc, ca Dumnezeu să-i poată folosi. Avem nevoie de asta. Mi-aș dori să cred că slujitorii sunt așa cum zice Iov. Iov, capitolul 40. Păi mi mă încurajează versetul ăsta, dar nu chiar te i așa. Zice că hipopotamul, dacă se întâmplă, zice Biblia, ca râu să iasă din matcă, 40 cu 23, dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el, hipopotamul, nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, adică e o amenințare. El a rămâne liniștit. Mi-ar place să cred. De multe ori am fost așa. Lăsați mă versetul 23. Mi-ar place să cred. Dar câteodată când Iordanul se năpustește, am un prieten, Anania. Nu-i cunoscut. Nu-i viral. Ce zic, roagăte? te Simt că e aici apa. roagă -te. Avem nevoie. Pavel și Timotei, Pavel și Epafra, Pavel și Tit. Întotdeauna, uitați, ai văzut îndeaproape purtarea mea. Dumnezeu nu ți-a dat un du de frică. Întotdeauna, observați, întotdeauna, există un, un mentor. Cineva care să te ajute. Și mă rog ca Domnul să ridice astfel de oameni în anie. Amin? Ca să ne putem duce misiunea. Vasul care Dumnezeu te-a făcut să fii, să duci numele lui Isus Hristos. De aceea, prima chemare pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Pavel, sau Saul din Tars a fost chemarea la mântuire. A doua chemare la slujire. Și prin oameni pe care poate nici nu-i băgăm în seamă, dar pe care Dumnezeu îl folosește pentru binele nostru și-a lui. A treia chemare și ultima chemare care Domnul o face lui Saul este chemarea la suferință. Versetul 16 pe Biblia spune așa Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Suferința este metoda lui Dumnezeu prin care ne șlefuiește. Suferința este metoda în care Dumnezeu trebuie să frângă ceva în noi ca să putem vorbi despre har, cum n-am fi putut vorbi dacă nu treceam prin ceva. Suferința sau furnalele suferinței sunt modul în care Dumnezeu ne ține pe genunchi, ne face ca cerul să ne fie mai drag. De multe ori în viața de credință începem așa, se botează unul plin de bucurie. Eu am pornit fericit pe cărare, domnul, 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 domnul. Și dintr-o dată, bang, o criză, o traumă, o bolă neașteptată, nemiloasă. Dintr-o dată. Și cum, Doamne? Îi va arăta ce va trebui să sufere. A suferit apostolul Pavel. Uitați ce zice Biblia, 2 Corinteni. Capitolul 11, versetul 24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ore am fost bătut cum nu ele, Odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea telharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea pagânilor, în primejdi din cetăți, în primejdi din pustiu, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși, ăștia și e mai periculoși. În ostenel, în ecazuri, în priveghiuri, adesea am foame în sete. Deci eu îi voi arăta, da, deci, eu, deci eu o să ducă Evanghelia, dar îi voi arăta. oh, și pe lângă asta să nu uităm, Domnul i-a lăsat și un țepuș, Un sol a satanei. Și s-a rugat de trei ori și a zis, Doamne, ia țepușul ăsta. Și -a zis, Domnul, harul meu ți este Unde ajuns? Acum eu nu știu ce e țepușul țepu ăla. Unii spun că e un ochi care curgea continuu, o malarie care a interceptat în una din călătorile misionare. De aceea îi uitați-vă cu ce slobe mari am scris. Sau în altă parte în care te zice, vă eram așa scump când dădea și ochii din cap. Unii spun că se referă la un ochi care era bolnav. Dar să știți că sunt comentator biblic și cred asta, mai repede asta, că spun că țepușul ăla care Dumnezeu i-l-a lăsat în carne a fost amintirea dureroasă a ceea ce a făcut cu trupul lui Hristos, cum omora, cum făcea prăpăd în biserică și, și când veneau gândurile alea, se simțea așa de... Doamne, cum, Doamne, iam am amintirile astea! Ceva care pur și simplu parcă îl făcea să se vadă mic, Doamne! Și de aceea îl vedeți pe Apostolul Pavel că zice Pavel, roba lui Hristos. După alți ani de pocăință, Pavel, gunoi lumea acesteia. După alți ani de pocăință, zice Pavel, o stârpitură sau un avorton, că am prigonit biserica lui Hristos. Și chiar înainte să moară, zice, după 40 de ani de slujire, zice, să vă spun adevărul, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Nu sunt vrenit să fiu apostol, că am prigonit biserica lui Iisus Hristos. Și pe cum mergem mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu, se vede mai păcătos, mai păcătos, mai păcătos și nu uită niciodată. Eu am prigonit biserica lui Isus Hristos. Și probabil acele amintiri care pur și simplu îl răscoleau câteodată. Doamne, ia astea! Domnul zice, nu, harul este de ajuns. Dumnezeu ne lasă să suferim câteodată. Și poate spunem că nu știm, ba știm, ne ține dependenți de El. Când ne-am luat nasul la purtare și-ar da un duh de mândrenie, cum zic frații în vârstă, mândrenie de aia, și când dăm îndrenia, Dumnezeu își împarte bunătatea, dar nu își împarte slava cu noi și zice, știi ce? Lasă că îți dau, îți dau un pic de suferință, îngăduie anumite hărțuiri, că nimic nu te ține pe genunchi mai mult ca și suferința. Nimic, nimic nu te ține. Și am văzut ceva, frați și surori, că unii oameni slujesc mai bine, unii, toți, după ce au fost drobiți. Am auzit de un mare violonist care s-a dus să cânte la un concert. Știa că toată lumea vine să vadă vioara Stradivarius, o vioară foarte scumpă, rară în lume. Toată lumea vine să vadă cum sună Stradivarius. Și asta știind că nu vine pentru el, ci pentru vioară, s-a dus pe scenă, a luat vioara, a pus-o sub bărbie, a luat-o înapoi jos și a rupt o cordă în fața mii de oameni. Toată lumea, ce, se întâmplă? Am dat bani, cum a o rup? O pus -o înapoi, s-a -o răzgândit-o, și o rupt a doua cordă. Și toată lumea deja era nervoasă. Și pe cele două corzi, marele violonist, a început să cânte pe două corzi, ceea ce cei mai mari violoniști al lui nu puteau să cânte pe patru. Dom'le, făcea niște, niște articulații acolo, că nimeni nu putea să... Cum poate să scoată din două corzi? Și așa face Dumnezeu cu noi. Ne frânge. Bobul de grâu trebuie să moară. Ne frânge. Pavele, E bine, o să și suferi, ne frânge. ca apoi când se termină viața, nimeni să nu se laude că a fost el, ce a fost mare violonist Dumnezeu, care s-a folosit de oameni zdrobiți, prin care s-a arătat harul lui Dumnezeu. Dacă treci prin zdrobire și prin suferință, paharul acela care Dumnezeu ți l-a dat, crede că e un mod în care Dumnezeu ne ține smeriți. Deci Biblia în Psalmul 19 cu 71 este spre binele meu că m-ai smerit. Auzi? E spre binele meu. Pavele, lasă-ți pușul acolo, că e bine. Este spre binele meu că m-ai smerit. Ca să nu-mi iau lumea în cap. Și de-aia Dumnezeu îngăduie unele lucruri în viața noastră. Spuneți-mi, cine a vorbit mai frumos de Harul Dumnezeu din toți apostolii? Cine? Apostolul Pavel. Cine ne-a învățat mântuirea prin credință? Că suntem socotiți neprihăniți prin credință. Cine? Apostolul Pavel. Roman. Galateni. Care a fost problema acestui om și este și problema noastră și a omenirii? Oameni care vor să-și câștige mântuirea prin faptele lor. O neprihănire al lor personală. Și a venit Domnul Isus Hristos și l-a îngenuncheat pe Pavel și a zis, Pavele, mântuirea, neprihănirea nu poți câștiga prin fapte. Mântuirea se primește prin har, prin credință. Legalismul cu care a fost învățat la pișorul lui trebuie să moară, sau din tars, trebuie să moară mândria asta și mântuire prin fapte. Mântuirea se primește numai și numai prin credință. Și uitați ce spune el în, în Romani 1 cu 17. Deoarece în ea, ajunge la concluzia asta în final, deoarece în ea în Evanghelie, este descoperită o dreptate, o perfecțiune, pe care o dă Dumnezeu cum? Prin credință. Și care duce la credință. Și cel neprihănit va trăi cum? Prin credință. Cum, cum era el înainte când bajocorea pe Iisus? Știți cum era? Filipen. Uitați cum era el. Filipen, capitolul 3, versetul 9. Zice Biblia așa. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea. Auz? Legea. El era cu legea, frate. Neprihănirea mea personală. Nu. Nu mai întrebă neprihănirea personală. Faptele mele bune sunt o haină mânjită, ci vreau să capăt acea neprihănire care se capătă cum prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și toți trebuie să ajungem la nivelul ăla zero în care să spun, Doamne, Doamne, dacă există în inima mea urme prin care cred că pot să-mi câștig favorul înaintea Ta, prin faptele mele, prin bani, prin uh, slujire, Doamne Dumnezeule, fă ca astea să moară, Doamne, și să înțeleg că neprihănirea mea mi-o dă Dumnezeu prin credință. Nu mă mai bazez pe faptele mele, mă bazez pe harul Tău, Doamne. Ei, ca să ajungă să spună Pavel lucrul acesta, a trebuit să fie zdrobit acolo pe drumul Damascului. Și uitați în versetul, în versetul 12. El spune așa, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar, dar ascultați, dar alerg înainte căutând să-l apuc. Întrucât, zice stare, și eu, și eu am fost apucat de Hristos. Adică eu în timp ce mergeam să apuc pe creștini și să-i arestez, m-a apucat Hristos înainte. M-a arestat Hristos. Am fost apucat de Isus Hristos și m-a scos din nebunia mea. Și asta e harul lui Dumnezeu. Și înțelege următorul lucru, că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Aș vrea încet să mă apropiu de încheiere. Și vreau să înțelegeți ce vreau să spun în continuare. Nimeni nu ajunge în cer datorită faptelor lui. În cer ajung numai oamenii perfecți. Deci în cer n-ai cum să ajungi numai dacă ești perfect. Pentru că zice Biblia, nimic spurcat nu va intra unde? Nimic întinat. Spuneți-mi câți dintre cei care sunt aici sau ascultă live poate să mărturisească eu nu m-am întinat, eu nu m-am spurcat niciodată. Nu există. Înseamnă că n-ai cum să ajungi acolo, că nimic spurcat. Trebuie să fii perfect. Și cine poate să fie perfect? Nimeni. Oricât de multe fapte ai avea, ai păzit toate legea, ai greșit, nu ai vinovat de toate. Metoda prin care Dumnezeu vrea să ne ducă în cer este crucea. Și acolo Dumnezeu spune, uite-te la Hristos. Hristos a luat toate spurcăciunile și toate păcatele noastre asupra Lui. Și eu, prin credință, ce fac? Sunt îmbrăcat cu neprihănirea, cu perfecțiunea Lui Hristos. Sunt socotit drept neprihănit, nu prin faptele mele, ci perfecțiunea Lui vine asupra mea. Haina mea păcătoasă merge asupra Lui Hristos. Și eu, prin credință, în rănile Lui și în sângele Lui, Domnul mă îmbracă cu sfințenia Lui Isus Hristos. Și eu pot să mă duc înaintea Tatălui să spun, Doamne, pe baza meritelor lui Isus Hristos. Pe baza sângelui vărsat, pe baza neprihănirii care mi-ai dat un dar, Doamne, primește-mă în cerul tău. În această dimineață, uite-te, ai tu această perfecțiune a lui Isus. Ești îmbrăcat? Dacă ești nemântuit astăzi, spune Doamne, vreau să renunț la mândria mea și la neprihănirea faptelor mele. Vreau, Doamne, perfecțiunea lui Isus Hristos. Și înțeleg că nu pot face nimic, trebuie să mă smeresc și prin credință, Doamne, să fiu îmbrăcat, să devin, Doamne, copilul tău îmbrăcat în meritele lui Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Dacă Dumnezeu a putut să schimbe lupul creștinilor într-o oaie și să-i dea calități de păstor, crede-mă că niciun caz din biserica asta sau care ascultă nu este mai disperat ca și cazul lui, lui Saul din Tars. Și dacă Dumnezeu a putut să-l mântuiască pe el, Dumnezeu te poate mântui și pe tine. Asta îmi spune textul. Dacă Dumnezeu a putut să mântuiască un criminal, un agresor violent. Crede-mă că Domnul, Domnul vrea și Domnul poate să te mântuiască și pe tine. Mi-aduc aminte de John Newton. A compus o cântare care de 250 de ani de zile se cântă. Mărețul Har m-a mântuit. În 1725 copilul ăsta se naște, rămâne orfan. Mai să știa că moare și până la șapte ani le-a învățat Biblia intens. Cât a putut mai bine? Și o spus, bătu să rămâi lângă Dumnezeu. Și s-a dus ca și copil ca să-și câștige existența într-o barcă cu sclavi. imediat a ajuns să fie capitan. Și ce a făcut? Mergea în Africa cu corabia, lua familii, copii, bărbați, femei, cu forță, îi lua din casă, îi băga în corabie și îi aducea peste ocean în America să fie sclavi în America. În timp ce mergea cu ei, pe unii îi bătea, pe unele femei le însărcina, se îmbăta teribil. Voia să scape de ea, știa că nu-i bine, dar nu putea renunța la păcat nici cum. În 1748, când avea 23 de ani, capitan fiind, s-a iscat o furtună atât de puternică, avea 3 km de apă sub el, știa că o să moară. Și în momentul ăla și-a adus de Dumnezeu lui mama. Și-a adus aminte ce învăța mama, că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu ascultă. Și s-a pus pe genunchi, acolo în corabie și-a zis, Doamne, dacă tu mă scapi din, 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 furtuna asta, Doamne, eu mă pocăiesc, Doamne, fă o minune și, Doamne, oprește furtuna. Când a spus, Doamne, oprește furtuna, pe loc, furtuna s-a oprit și a dat seama că Dumnezeu ascultă păcătoșii, că Dumnezeu iubește și păcătoșii. Și s-a dus la mal și a compus cântarea asta, Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat, a renunțat la sclavie, l-a ajutat pe William Wilberforce mai târziu ca să abolească sclavia în America, să, să, să desfințeze, a ajuns să fie prezbiter în Biserica Anglicană, un compozitor de cărți. Și cineva l-a întrebat, a zis, cum, cum te-a mântuit Dumnezeu pe tine? Deci nu, nu știu, ce motiv a avut. Cred că s-a arat în întregii lumi că el poate să facă imposibilul. Atât de rău și spurcat am fost. Și totuși Dumnezeu m-a mântuit. Și a compus cântarea Mărețul Har m-a mântuit. Frați și surori, dacă Domnul a putut să mântuiască pe Saul din Tars, dacă Domnul a putut să mântuiască pe John Newton, nu există caz prea disperat pentru Dumnezeu. Dumnezeu poate să ierte. Dumnezeu te poate îmbrăca în perfecțiunea lui Hristos să spui credința în rândile lui, în sângele lui și să mergi acasă mântuit. Dacă ești mântuit și ai o voință rebelă, n-aștepta furtuna, n-aștepta Damascul. Răspunde acum țepușului, îndemnul lui Dumnezeu, într-un fel sau altul și spune, Doamne, mă predau cu totul ție. Fie mărețul har să mă mântuiască și pe mine. Prin har ajunge voi în cer, cu slavă îmbrăcat, nu prin merite. Și asta să fie și cântarea cu care să încheiem acest serviciu Dedimine a